Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În clipul de astăzi vă arăt ce cumpărături am făcut în magazinul IKEA. Sunt destul de multe cumpărături de care sunt extraordinar de încântată, fiindcă mi le doream de mult timp, iar toate au fost în valoare de 142 de lei. O să vi le arăt pe fiecare, o să vă zic ce plănuiesc să fac cu ele și bineînțeles o să vă zic și prețul. Mă gândesc că poate vă interesează și acest aspect. Intenționam să dau o comandă online, însă nu am reușit să fac acest lucru, fiindcă din câte am observat pe site, lucrurile merg mult mai greu, așa că am decis să dăm o fugă până acolo. Îmi doream un produs foarte tare și anume un set de 3 tigăi, ceva de genul oale, micuțe, pe care le-am văzut la o prietenă și mi s-au părut extraordinare, fiindcă nu lipeau deloc, dar nu le-am găsit, nu le aveau pe stoc nici în Paladin, nici în Băneasa. Așa că am fost să cumpărăm un produs și am cumpărat mult mai multe. O să vi le arăt și voi și sper că poate vă plac și intenționați să vi le cumpărați și voi, mă gândesc, fiindcă sunt destul de multe produse ce ne ajută în organizarea casei pentru a face mai organizată, mai curată, dar nu numai. Haideți să începem! Dacă vă place acest clip, nu uitați să-i dați un like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să aprindeți și clopoțelul și să-mi lăsați părerea voastră în rubrica de comentarii. Sunt tare curioasă dacă le aveți și voi aceste produse în casa voastră sau, de ce nu, poate aveți și alte recomandări pentru mine. Haideți să începem! O să încep în primul rând cu această spatulă de silicon pe care am dat 5 lei. Aveam mai multe variante. Eu am luat varianta aceasta cu gri închis. Mai am una pe care o folosesc zilnic la absolut orice și mă ajută tare mult în bucătărie. Mi se par esențiale. Curăță foarte bine de pe tigăi, de pe oale, de pe farfurii. Așa că am decis să mai cumpăr încă una. Așa. Pe urmă un set de 4 lingurițe, sunt așa colorate, culorile sunt foarte pastelate, nu știu dacă reușesc să desfac un pic. Mai am niște lingurițe de acest fel și le folosesc pentru cel mic atunci când mănâncă ciorbiță. Vreau să vă zic că sunt foarte, foarte ok și ne sunt de mare ajutor. Așa arată, sunt destul de adânci, să zic. Și sunt 4 bucăți, 1,90 lei, tot setul. Pe urmă, un set de baterii. Le-am luat în mod aleatoriu, dar am lucruri mult mai interesante de arătat. Un set de 10 baterii. A fost 7,90 lei setul, fiindcă, nu știu, dar având un copil în casă și foarte multe jucării, vreau să vă zic că bateriile se consumă imediat. Așa că am luat un set de 10. Aveau și varianta aceea mai micuță. Pe urmă, următorul produs este un taburel pentru copii, spun ei. Am văzut că are și o margine din asta de silicon, așa. A fost 8,90 lei. M-am gândit, nu neapărat ca și un taburel, ci să vedem dacă îl ajută pe David să ajungă mai bine să se spele pe mâini, el având 1 an și 7 luni, este destul de greu. Și marginea aceasta de silicon mi-a dat impresia că nu ar aluneca pe gresie. Așa că o să vedem. Oricum, soțul a început să lucreze de acasă și atunci când lucrezi 24 de ore doar pe un scaun, ți-ar fi mult mai ok să ridici puțin picioarele din când în când. El s-a gândit că o să folosească acest taburel, tot la fel să mai pună picioarele pe el. Așa că dacă și voi lucrați de acasă și vă mai amorțiți picioarele, cred că 9 lei nu este o investiție foarte mare să le mai ridicați puțin. Este dintr-un plastic cumva destul de gros, alb și verde, foarte ok și ieftin. Un produs de care sunt tare, tare încântată. Un covoraj de baie, uitați ce frumos este. Îmi plac la nebunie culorile astea. Este foarte, foarte pufos și este mare. Vreau să-l desfac așa. Cam atât de mare este. Nu intenționam să luăm un covoraj de baie, dar l-am văzut, ne-a plăcut, așa că l-am luat. Voiam să văd dacă sunt scrise dimensiunile. Da, 50 pe 80 de centimetri. A fost 30 de lei. Erau foarte multe variante și ce mi-a plăcut foarte tare este că pe partea aceasta ce stă pe gresie, materialul este unul cumva antiderapant și știu că se spală și la mașina de spălat astea. De asemenea, scria că este dintr-o
microfibră, ceva de genul ce se usucă foarte, foarte repede. Sunt tare curioasă cum este și dacă vă interesează părerea, poate sunteți și voi tentați să vă cumpărați un covoraj din acesta. O să scrieți-mi și o să țin cont și o să vă zic după ce o să-l utilizăm puțin. Așa, produsul după care ne-am dus, de fapt, este tot pentru baie și anume un covoraj antiderapant pentru cadă. O să vă las undeva pe aici poza să-l vedeți exact desfăcut. Nu știu dacă mă descurc. Se desface repede. Vreau să vi-l scot așa, să îl arăt. A fost 30 de lei. Nu este pentru prima dată când îl cumpărăm. Am mai luat unul acum un an, cred. Cam de când am început să-i facem celui mic baie în cadă, pentru a nu aluneca și îl folosim chiar și noi, adică nu numai pentru el. Totuși, după un an de folosire, s-a cam îngălbenit și ne-am gândit că ar fi mai bine să-l aruncăm să cumpărăm altul. Are așa ventuze pe partea din spate. Este destul de mare, nu știu dacă vedeți. Așa, iar aici este... dungat așa cumva, tot pentru a nu aluneca. Este un gri mat, să zic. Și de partea aceasta, cel puțin, noi apucăm, îl desfacem, îl clătim și îl lipim pe faianță, pentru a nu se forma o mâscă sau ceva aici de desubt. Dacă aveți voi alte trucuri, chiar vă rog să îmi scrieți. Da, mai există varianta, tot la ei, mai există varianta de crocodil, nu știu dacă știți, este un covoraj de baie sub formă de crocodil, cred că undeva la 25 de lei, verde așa, dar este mult mai mic decât acesta, adică pentru 5 lei mai bine ții unul din ăsta mare și n-ai treabă, cred că crocodilul este undeva la jumătate așa. Da, este un pic mai drăgălaș, să zic, dar nouă cel puțin se potrivește acesta în baie și chiar sunt de mulțumit de el. Și este foarte gros, foarte gros. Doar că v-am zis, după un an s-a negrit, cumva s-a îngălbenit, de fapt. Acum, deși am o grămadă de farfurii, am decis să mai cumpăr două. Două albe, frumoase. Îmi plac la nebunie. Sunt varianta de 25 de centimetri. A fost 2,90 lei bucata. Și varianta mai mică de 23 de centimetri, cred. Cea de aperitiv era același preț. Dar sunt atât de frumoase și m-am gândit că or să iasă niște platinguri mult mai drăguțe atunci când filmez mesele săptămânii. Dacă îmi cumpăr așa, varianta albă, fiindcă am o grămadă de farfurii în casă, foarte, foarte multe. M-am obișnuit cumva să folosesc un singur set și nu este chiar simplu. Uneori mi se pare prea încărcată farfuria, așa că am decis să iau două. Îmi plac la nebunie. Stăteam și mă gândeam cât de repede poți fi fericit atunci când îți dorești un lucru și vorbim totuși de 6 lei. Dar sunt tare, tare încântată pentru aceste produse. Așa, încă un produs pe care l-am văzut și nu știam dacă o să ne fie de ajutor. Nu știu nici acum dacă ni se potrivește chiuvetei noastre, fiindcă nu am apucat să le scot din pungă, le-am cumpărat și am vrut să vi le arăt vouă pentru prima dată. Este o sită pentru chiuveta de la bucătărie, pentru a spăla legume, fructe sau poate și altceva, cuțite și să le lăsa să se scurgă aici. Se pune fix așa, de o parte și de cealaltă a chiuvetei. Și puteți să puneți aici fructe, de exemplu, dați cu apă peste, se și scurg și le-ați spălat foarte ușor. Noi am luat varianta aceasta tot pe gri deschis, dar parcă mai aveau și pe alb, nu mai țin minte. Oricum, a fost 15 lei și mi se pare și foarte, foarte încăpătoare. Din ce am citit și eu, este destul de recomandată treaba asta, sita aceasta, și că ar fi de folos. Așa că, da, a trebuit să o cumpăr. Mă gândesc numai la salata verde atunci când o speli, cel puțin pe mine mă enervează extraordinar de tare să iau frunză cu frunză, frunză cu frunză și se adună o grămadă de apă și până trebuie să stau să o scurs, să o șterg. Da, cred că asta o să mă ajute tare mult. Tot pentru bucătărie am cumpărat un set de două tocătoare flexibile. Ia uitați. Și au fost doar 6 lei. Mi se par super ieftine.
Și sunt mari, sunt ca și dimensiune 28 pe 36 de centimetri. Unul este așa un verde turcoaz cumva, unul este pe gri. Sigur o să mă ajute. Au și aici două poze de ca și prezentare, să zic așa. Și da, mi se par foarte practice atunci când toci ceva sau o cantitate mai mare, să le strângi așa pur și simplu direct în oală și nu mai dai pe jos. Da, mi-a plăcut tare mult. Sunt sigură că or să fie ok și cred că se și spală la mașina de spălat, nu? Da. Deci, nu o să avem probleme. Mai am două produse, cred. Da. Acesta este unul dintre ele. N-am reușit să-l asamblez, dar nu este mare treabă. Este un coș, sau un, da, cred că un coș să-i zic, pentru pungi. Probabil și voi aveți în casă un loc unde puneți pungi, pur și simplu. Și nu stau tocmai drăguți, nu stau foarte aranjate așa. Așa că m-am gândit să iau un coș în acesta. Se face ceva de genul, cam așa. O să încerc eu să îl asamblez puțin. Așa, cam așa stă el. Puteți să-l agățați pe spatele unei uși. Are aici un dublu adeziv. Și pur și simplu introduceți pungi, iar atunci când vreți o pungă, o trageți printr-o găurică din asta. Mi se pare o idee genială și a fost, uite că la asta nu mai știu, 7 lei, 8 lei, ceva de genul, foarte puțin. Ia să văd, să nu zic prostii, 7 lei, 6 lei, 90 mai exact. Da, este un suport sau, nu știu, mă gândesc, poate aveți voi alte întrebuiințări, dar el ar fi pentru pungi. Și clar pe mine o să mă ajute. Eu le pun undeva pe hol și încerc de fiecare dată să le bag într-o altă pungă mai mare și atunci când vreau să scot o pungă, e o mare nebunie. Și ultimul produs de care la fel sunt foarte încântată este un suport, un organizator pentru bucătărie. Vreau să-l desfac un pic să vă arăt. Hai că a mers. Am dat 30 de lei parcă pe el. Nu, 25. Este o poliță mai exact. Eu o să o folosesc la bucătărie, dar cred că se poate folosi și în alte locuri din casă. Ce arată cam așa. Bine, sunt niște cuieșoare pe care trebuie să le băgăm. Cam așa o să arate. Și au varianta. Fie varianta aceasta pe care am luat-o eu mai mare, mai lată, fie varianta aceasta mai micuță. Cea mai micuță, aceasta mai mică, era parcă 15 lei, să zic. Ei bine, vreau să o folosesc într-un raft de la bucătărie, unde am căni, pahare. Și este foarte, foarte ok, fiindcă ia uitați câte ar intra. Din ce am făcut noi acolo în magazin, cred că intră vreo 9 pahare sau 9 căni, adică este destul de mare. Și o să asamblăm picioarele acestea, o să stea așa în picioare, iar aici dedesubt puteți să puneți fie farfurii, fie la fel căni, fie am văzut niște poze la alte persoane, în care și-au pus aici, de exemplu, dedesubt toasterul, și deasupra prăjitorul de pâine sau blenderul sau înțelegeți? Deci multe, multe variante, dar eu cred că o să o folosesc pentru căni. Dacă îmi place și mi se pare că salvez așa din spațiu, cred că o să mă duc să mai cumpăr. Fiindcă la 25 de lei te gândești că dai banii ăștia odată și pe urmă o grămadă de timp o să ai toate aranjate în bucătărie. Și clar, gândiți-vă că folosiți și spațiul de sus și spațiul de jos. Adică, da, o să arate mult mai bine. Cred că am terminat. Cam acestea au fost produsele pe care le-am cumpărat. V-am zis 142 de lei pentru toate. Sunt tare, tare încântată de ele și mă bucur că am ajuns. Dacă vă plac aceste hauluri de la IKEA, de cumpărături de la IKEA, scrieți-mi și poate mai fac o vizită. De asemenea, dacă vreți să fac un clip despre organizarea dulapurilor, fiindcă mai am destul de multe lucruri cumpărate de la ei,
La fel, spuneți-mi și filmeți. Eu aș fi vrut să filmez și un top 10 produse cumpărate de la ei, destul de ieftine, care își fac treaba foarte, foarte bine după mulți ani de când le avem și mi se pare că într-adevăr te ajută să te organizezi mai bine, iar casa să arate mult mai bine, mult mai curată, mai ordonată. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că ați rămas cu mine până la final, sper că v-a plăcut, ați aflat și voi informații despre produse noi, prețuri și așa mai departe. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, să-mi dați un like și să-mi lăsați recomandările sau părerile voastre în rubrica de comentarii. Vă pup, dragii mei!